O sală de clasă din cadrul Facultății de Drept și Administrație Publică din Constanța a fost amenajată în tocmai după o sală de judecată. Astfel, studenții haretiști au avut din nou ocazia să fie protagoniștii unui proces simulat, ce a cuprins toate ingredientele: inculpat, avocați, martori, dar și judecător, procuror și grefier. Noi l-am primit cu brațe deschise, este un proiect extraordinar. Am fost foarte entuziasmați, pentru că, așa cum știți cum s-a prezentat procesul din ziua de astăzi, face parte dintr-un proiect de procese simulate la care cu toții vom participa. Este foarte, foarte practic pentru noi și considerăm că ne va fi de foarte mare ajutor în viitor. E o experiență care nu o întâlnești peste tot. Cât de mult te ajută această practică? Foarte mult. Adică pot să spun că ceea ce facem la practică, inclusiv la cabinet cu doamna avocat, inclusiv la școală cu procesele simulate, mă ajută mult peste ceea ce învăț acasă. Într-o astfel de sală, viitorii specialiști în legi s-au folosit de teoria dobândită la cursuri și au simțit pe propria piele ceea ce se întâmplă de fapt la un proces adevărat. Au avut de tratat o cauză civilă, mai exact un divorț. Este o muncă foarte grea, am muncit zi și noapte pentru acest dosar. Acest dosar este o copie fidelă a unui dosar adevărat de pe instanța de judecată, de pe judecătorie în special, și cuprinde absolut tot ce se regăsește într-un dosar de instanță, pornind de la prima filă a dosarului până la declarațiile de martor, anchete sociale, absolut toate actele din dosar. Îmbinăm teoria pe care noi o asigurăm în cadrul facultății cu practica și cu caracterul solemn al sălilor de judecată, pentru că pot simula un proces și într-o sală normală, dar solemnitatea nu se dă decât sala de judecată și noi am recreat un detaliu, așa cum prevăd normele Consiliului Superior al Magistraturii, încercând să introducem în realitatea juridică activității pe care ei și-au ales-o atunci când au venit la facultatea noastră. Evenimentul face parte din proiectul Construiește-ți practic profesia juridică din facultate. Prin acest exercițiu de consiliere și orientare în profesie, viitorii absolvenți pot cunoaște care sunt profesiile juridice care li se potrivesc și pot stabili cu ușurință un plan de carieră. Este o oportunitate imensă pe care îi felicit că o au, în sensul de a observa prin prisma fiecărei funcții greutatea pregătirii unui dosar, rolul în sine, timpul pe care trebuie să-l afecteze și seriozitatea de care trebuie să dea dovadă, în sensul că în momentul în care te prezinți în fața unui prezidiu, trebuie să fii corect, trebuie să fii coerent și să obții, bineînțeles, și succes, să obții un rezultat câștigător raportat la munca depusă. Acesta este al treilea din cele 10 astfel de procese simulate gândite în cadrul proiectului derulat de Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Drept și Administrație Publică Constanța. La finalul lor, cel mai probabil în primăvară, o comisie formată din decanul Baroului Constanța, experți magistrați, dar și 3 judecători de la Tribunalul și Curtea de Apel Constanța vor evalua prestația tinerilor.